Așa, și acum? Păi ca să avem și noi loc să deschidem ușa, zic. S-a prins becul la ulei, am oprit, am venit cu ea, bate... Bate. Bate. Bate, bate. Ui, aici e apă, boss, stă apă în capul bujiei. N-o porni acum, nu fi nebun. Bine ați venit la Stack TV, o nouă serie cu BMW 46 White de circuit și o să vă explic foarte repede și pe scurt care e ideea. Ideea e foarte simplă, cu Toyota se termină treaba. Se termină treaba, începe la Marius, tot cu Toyota Land Cruiser 100, diesel de data asta, nu benzină, așa că cum sunt foarte energic și am foarte mult timp liber, vorba aia, am luat o mașină ca să o transformăm din mașină părăsită în mașină de circuit. Și facem toată chestia asta ca să documentăm, ca să vedeți că nu trebuie să facem curse pe stradă și să ne riscăm viața noastră în primul rând și a celor din jur, că putem să mergem la circuit unde costurile nu sunt chiar atât de mari și putem să facem o mașină low cost. Acum dacă pe noi o să ne ia valul în proiectul ăsta, se mai întâmplă, dar o să învățați alături de noi și noi alături de voi din sfaturile voastre în comentarii cum modificăm corect o mașină de circuit și ce credeți dacă ne urmăriți, o să avem multiple concursuri pentru subscriberi și urmăritori de pe Instagram, TikTok și alte platforme pe care noi mai socializăm și o să puteți să conduceți mașina pe circuit la track day. Mare atenție, nu participăm în competiții și nu o să fie turbo, zic. Hai, nu, nu facem turbo. Nu. Nu, nimic care spil, care a pierdut pe șură. Lipsește bobină. Lipsește bobină. Ce-o avut, mă, nevoie? Aici e apă, boss, stă apă în capul bujiei. Păi ce nu-i face bine? Ba da, fix ce trebuie să fie hidratat. E fix ce trebuie, mă. E pământ. E pământ. E pământ acum, mă. Pământ. Am stat în pământ, probabil. Nu știu, stai. Undeva, așa. Da, electronica este, nu? Adică e ce? Toată. Mă refer la aici, la injectoare. Că asta era discuția. Da, mă, e okay. Cablajul de la injectoare este. E cablajul de la vanus este. Instalația motorului este. Da, mă, lipsește rampa de injectoare, practic. Lipsește rampa de injectoare. Această bobină. Injectorul ăsta e scos și a intrat pământ aici. Deci automat a intrat și acum. Vasă. Deci nu există să nu faci rebuild la motor ăsta. Trebuie al motor, mă. Eu asta ziceam, mie cel mai simplu. Trebuie al motor. Pentru ce aveți voi nevoie, te duci și eu motor. Eu când l-am luat pe ăsta, am dat vreo 800 de euro pe el. Da, acum o fi vreo 1000 și un pic, 1200, 1300, nu știu. Mie mi se pare cea mai sigură variantă dacă luați asta în calcul. Da. Asta așa ar trebui, da. Deci eu am fost la ideal, primul pas ar fi să ne uităm în el, că na, faci să vezi și faci și tu, decât să le iei să-l arunci direct din prima. Bă, deci, ca să am zis și lui ce s-a întâmplat. Am mers cu el la dâncata. Turația e crescută, ea are 6900, turația e crescută 7200, pompa de ulei nu știe 7200 de turații, noi n-am știut că ea nu știe. S-a prins becul la ulei, am oprit, am venit cu ea, bate... Bate. Bate. Bate, bate. Știi ăla pe nenoc când pornește mașina să-i fac cu gumbul și dă cu cheia așa? Pe ce nu mai dă cu cheia, dar uite-o toată. Da, dar trebuie un motor pe care să-l iei și să mai ai pe ăsta de piese. Deci, doamne, ce zic, dacă mai ai ce să folosești de pe el un furtună, aia. Zi-mi tu, că noi nu ne-am prins. De la ce sunt furtunele alea de intracolo? Ești pe partea sfârșită și vine din mâna asta de aici. De la servo. Frâna. S-au înlocuit conductele metalice cu astea, braided hoses. Are ABS delete. Are ABS DSC, nimic. N-are nimic. Așa, are pompa standard, văd. Deci n-are ceva braided. Ce, te-ai făcut schimbul? Ventilatorul ăsta electrofoasă care făcea treabă când... Ventilatorul? Da. Dar iau acum ce vrei dacă tu suntem aici. Și după aceea zic, băi, lipsesc calea, mă, frate. Dacă tot am venit și drumul degeaba până aici. Ții tu? Da. Asta e căput. Ce? Oricum schimb pe acolo. Nu, uitam pe la loc, pe unde e făcut să intre apă, pe asta. Na, asta nu se strânge, sau? Ha!
Ce este? Yeah. Mă, o pedală e acolo. O pedală. Ești pedal de accelerație? Eu așa cred, că ai de accelerație. Nu, nu, nu. E pedala asta, nu e mupa la plăcut. Adică e mupa acolo, nu e pedala. Asta tot nu mai simți. Pum! Cum? Cum? Cu o mână. 0,4. Da, 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 ne trebuie și rezervă. Flex! E aici, iată, hai, facem concurs, de cine deschide ăla? Vrei să desfaci ăsta? A, ia, ia. Cât a plouat, nu? Mă! Nu merge? Hai, Penciule, că tu n-ai încercat. Nu merge, frate, trebuie. Chiar nu fac o goș. Nu merge. Nu. Ce ai făcut? E, e bine, mă, după ce ne-am chinuit noi cu el. Am slăbit noi cu metru. Ui. Da, are cum avem mers. Da, o piuliță cel. Are ceva lichid. Benzină. Da, s-a făcut cel mult. A mers pe bine, nici mai contează să schimbăm motorul. Dacă ai mers pe doar pe benzină sau ai mai pus ceva în benzină? Cel mult, nu, benzină, cel mult. S-a făcut cel mult acum. Ne puteai cu etanol ceva, nu știu. Nu. Ce se sare? Și ale ce sunt? Ai pump, ales pompele, nu? Ales pompele, da. Pompă și un filtru. Cu pompă și un filtru. Una nu mai e. Nu, aia era, aia era, era baterie. Dar a fost dilocată. Ok. Da. Aia venea în suportul ăla, ah, dar era? Da, da, da. Dar a scusă cineva de la acolo. Ce, ăsta ți l-ai făcut tu sau cine ți l-a luat cage-ul? Sau unde l-ai făcut? Cage-ul e făcut de... Hai să mă gândesc. Cred că e făcut de pulii. Aha. Dar nu știu unde l-a făcut. Diferențialul? E același? Sau nu, am unde să știi, dar n-ai cum să știi. N-ai cum să știi. Trebuie să împingi mașina și nu cred că nu se mișcă. Stă de puțin timp, oricum. Aia nu, nu ți-o, n-are mânări. Și tu zici de astea de aici schimbate, astea, da, lecțiurile astea. Și tu ce prindere zici? Sau bă, ce? Deci trebuie o prindere, pentru că mașina când vei merge pe circuit, asta flambează așa. Nu se deschide ușa, dar ți intră, e gălăgie multă. Și sunt niște prinderi care se pun aici. Ideea că la circuit, oriunde mergi, mă rog, la adâncata nu se întâmplă asta. Dar teoretic mașina trebuie să poată fi deschisă și din exterior. Și atunci degeaba o deschizi din interior dacă ăsta vine și... Da. N-are, acolo ai mâneri. Dar ideea că dacă tu nu mai poți, trebuie să fie puse niște prindere aici. Ți le prinde mecanicul complet și să țină geamul ăsta. Dar nu mai știu ce test trebuie la jantul ăsta. Sau cu minus, oare? Alea erau jereuri, parcă, din ce am văzut, nu? Alea cu 0, cu 10 milioții. Și mai ții minte unde ai făcut suspensia, mă? La cine? Nu mai ții minte, nu? Da, m-a trimis unii. La cineva de la frate, sunt. Ah. Da, cred că chiar la frate s-au făcut. La frate s-au? Are un otopeni. Nu știu. Nu vreau să-i dăm un push în spate? Un pic? Nu cred că putem. Nu cred că... E și la deal așa cumva. E greu să cred că putem. Bă, ce oameni lipsiți de putere. Nu mă spus să zic, împinge. Hai, împinge și tu. Nu, stai, că am bușcă. Vezi, mă? A, mă țin la bușcă. Că am bușcă în formă aici, nebun imediat. Hai. Haide. E, na, mă, na, hai. E ușoară, mă, e ușurată asta. De curs. Așa, și acum? Păi ca să avem și noi loc să deschidem ușa, zic. Hai că îmi zgâdui pragul, bărbat. Ușa, mă, de la șofer. Băi, eu zic să mai trage un pic, sine. Da? Vezi, mă, că s-a mișcat? Și am o să vedem și noi ca lumea.
Calume. Aude, altă mașină. Altceva, frate. Te curs? Are lip de ăsta. Ce? Lip de ăsta, lip. Nu, mă, ca de bani. N-o porni acum, nu fi nebun. Stai că plec. Ce ai zis că? Pare diferențial mic, nu pare nimic. Și arcurile tot cave sunt? Păi da, mă, fi doar amortizorul, eu știu. Știi că mai fac oamenii combinați. Da, eu ți-am zis, am făcut pozele aia pe de sub, nu am văzut să fie buginită sau ceva. Nici, se vede, ți-ar fi văzut și din interior. N-are cum să nu fie ceva rugine pe de sub, îți imaginezi, nu? Nu știu ce să zic. Da, nu pare rău, adică... Mă rog, s-ar fi fost dacă ai fost ceva grav. Da, 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 pe asta zic. Da, o să o vede, se vede de aici, n-a plouat în ea atât de... Haos. Care scurge. Da. Aici la baterie strânge un pic de apă, în rest se pare că... Da, mă, deci ai zis că roșie cu cercuri? Da, da, da. Asta e ultima pământ. Ce, mă? Roșie cu cercuri. Știi cum mai ai până să ajungi acolo? Nu știu, bă, ăla e primul pas la mine. Trebuie să arate bine pe aceea să meargă. Bani, ei, cumperi, comanzi, vin piesele, știi cum, că am fost în film. Da? Bă, nu știu, așa, avem. Așa imaginam cu bani. Și eu cum am apucat. Da? Avem prieten. Și n-a fost așa? Nu. Avem prieten cu benă, bă, avem și cu ce să le cărăm. Vopsești. Noi, de fapt, luăm o mașină nouă pe asta, o luăm așa, doar pentru filmare. Da, 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 da. Se pare mai dramatic totul. Da, 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 da. Tip să pornesc motorul și să dea în piață. Ei, oricum îți trebuie, mă, că îți trebuie pentru frână, cel puțin. Ce? Pentru frână o să trebuie. Pe circuit? Nu te obligă? Ba da, la circuit, da. Păi vezi? Da. Pe VTM, pe coastă, poate da, nu te obligă, da, dar aici da, la circuit te obligă. Mufele sunt, dar trebuie tras în fire, atât, nu e. Ai idee ce kit e, în caz de strâmbăm vreodată asta, poate găsim piesa? E făcut la un băiat din Arad. Cred că dacă stau și caut în conversațiile de pe WhatsApp, probabil că îl găsesc. Ok. Măcar să știi să avem... matricea făcută, adică nu trebuie... Da, să știm în caz de ceva, să știm de unde le găsim. Că nu stăm unii cu mașina jumătate. White body kit pe o parte. Tu la jantele alea aveai și distanțiere sau ai mers nu, cu... Nu, nu era distanțiere, că n-aveam nevoie. Pe față ar fi mers în distanțiere atunci. Uh-huh. Dar n-am pus, că e ciudat să mergi la circuit cu distanțiere. Da. Mai bine fără. Da, mă, gata, stop. Asta e. Asta a fost mașina. Zi, mă, ți-a plăcut, îți place mașina? Da, mă, da, m-am îndrăgostit, vorba. Da, la și mai zi de două ori că nu mă răzgândesc și cred că o păstrez. Așa e când... Da, da, nu sunt fotograf la anunț, e bine. Asta ziceam. Asta era, mai făceau nunta odată. Asta ziceam că... Am șters ieri poze din telefon și clipuri ca să fac loc să filmez astăzi când încărcăm mașina. Și timelapse-ul s-a oprit fix când urcam pe platformă pentru că mi-a dat low storage. Da, în sfârșit am urcat-o, e totul safe. O leagă aici fratele nostru și o ducem la inspecție să vedem ce avem, ce n-avem, ce am cumpărat, ce n-am cumpărat. Eu v-am zis, eu sunt cu esteticul, mie îmi place cum arată. Acum cum o merge, cum nu o merge, cum facem, cum dregem, rămâne de văzut. Dă-i că ai loc aici, dă-i așa. Dă-i maxim, că e ok. Dă-i așa, dă-i maxim. Dă-i, că mă uit eu aici în dreapta. Și sunt băieții în spate. La buză de zi. Salut, salut. Buză de furnică. Vezi aici cu Hyundai în stânga, cred că ești prea aproape de el. Țiplă. Tot așa, tot așa și drept. Mai dă-i un pic cu dreapta. Și aia a fost. Poți să o lași aici, așa, gata. Ce, mă, nouă facem? Nouă!
Nu, mă, frate. Da. Cum e, frate, în BMW? Dă-l mai în spate, dacă e, reglează-l. Dă drumul la încălzire. Trebuie să-i dăm în față un pic, hai. E EV acum, da? Scoate-o din viteză, frate. Este, este, în a întâia. Mergem o rachetă. iPhone 14 Pro normal, negru. E electric, frate, păi, dar acum cum e, cum e viitorul, acum electric trebuie să fie, știi? Vezi cu Toyota aia să nu... Dreaptă puțin. Mai mult. Așa. Ia acum, ia dreapta. Hai că-i dau RCA-ul lui Achim dacă e ceva, nu-i problemă. Da. E bine poarte? E. Da. N-ai dat-o în față, dar să poți să ieși. Ceva aici. Băi, drecu. Ținești tu pe frână un pic să curățăm discurile. Da, da, da. Are frână de 335, da? Are ceva de, acolo, da. Ceva acolo, dar nu știu ce. Sunt, zic, vedem. Eu, 335 m-am avut eu. Da? Da. Sau da. M3? El așa zice că M3, sunt nu știu M3, ce, da. Dar nu știu ce să zic. Sunt vedem. M3 e 90. Da. Vedem, vedem, după cod, după alea, după nu știu ce. Hai, hai. Gata. Gata, mă, frate. Haide, mă, că am făcut treabă și azi. Am văzut-o, da, 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 da. Ați văzut în primul episod cum am achiziționat mașina, cum a stat 4 ani de zile într-o curte, cum bătea puțin, dar nu bătea tare, cum s-a aprins becul de ulei, dar nu s-a aprins becul de ulei, cum, ce și fel și fel și cum. Asta a fost primul episod, dacă vă place, dacă vi se pare interesant, noi o să documentăm toată treaba asta, cu tot felul de furtune îmbătrânite și așa mai departe. Și share, like și subscribe, băieți. Share, like și subscribe, ca să creștem, să avem bani mulți și să facem... Nu facem turbo. Nu facem.